să-i se spună de două ori, se aplecă să-i caute o pincile sub pat, se urcă pe dulap să-i găsească nătrage și se băgă până după cuptor să-i afle cămășuica. Teiedul nu obișnuia ca voi să folosească spătarul scaunului orcuierul, își aruncă hainele unde nimerea. Capra mamă îi adună straele și se căsnea să-l îmbrace, îi legă o pincile. O, îi trăgea nătrage și cămășuica, vai, și îi înfășura brâul. Când se vedea îmbrăcat, iedul iarăși poruncea: mătușa capră! Spune, nepoțelul meu drag! Ospătează-mă, nu pot singur! Fără să mai zăbuvească, mătușa capră se repezea la bucătărie, turnă într-o ulcică lapte dulce și așeza într-o strachină mămăligbuță caldă. Apoi punea ulcica și strachina pe un ștergar și le aducea făcuța la patul iedului. Îi rupea mătușa capră din mămăliguță și îndesa în gură iedului și ținei mătușa capră ulcica la gură să soarbă iedul laptele. Și uite așa până îi spravea iedul toată mămăliguța din strachină și tot laptele din ulcică. Pai mai aducea mătușa capră și câte o plăcintă, că era mare meșteră la copt, iar iedul mare meșteră la înghițit. Spurta iedul toată ziulica pe afară, iar seara când se întorcea acasă, se întindea în pat și poruncea: capră bunică! Spune, nepoțelul meu scump! Adoarme-mă, nu pot singur! Cât ai clipi, capra bunică venea lângă ied și se pornea să-i cânte și să-l legene. Din fire
și ostenit avea pe seară și cum intra pe ușă zise: capră, mamă, mătușă, capră, capră, bunică, am să vă povestesc tot ce s-a întâmplat, dar mai întâi să-mi caut niște haine ca să mă îmbrac și apoi să mănânc ceva, că tare mi-e foame. Se îmbrăcă iedul încă ce mai găsi prin oale, dar înainte să-și